Unele profiluri de pe rețelele de socializare pot fi false și pot ascunde în spatele lor persoane rău intenționate, interesate de datele personale care pot fi folosite pentru lansarea unor atacuri spam, pentru furturi de identitate, chiar și pentru ademenirea unor minori pentru plăcerile unor psihopați, așa cum a fost și un caz semnalat cu 2 zile în urmă la Deva. La data de 28 iulie 2024, în jurul orei 21:50, poliția municipiului Deva a fost sesizată de către un tânăr de 20 de ani din municipiul Deva cu privire la faptul că acesta și-a creat un profil fals pe o rețea de socializare, dându-se drept o fată de 14 ani, iar un bărbat dorește să se întâlnească cu această minoră pentru a întreține relații sexuale. În urma activităților investigative și de cercetare efectuate de către polițiști, persoana bănuită de comiterea acestei fapte a fost identificată ca fiind un bărbat de 38 de ani din comuna Rădăuți-Prut, județul Botoșani. În cauză, polițiștii au întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de racolare a minorilor în scopuri sexuale.